Mama, luați-o pe mamă, hai! Du-te, tata, du-te la tata. Picioarele în față, merg invers. Invers, invers. Stați-i pe o leacă, mai așa. Stai o leacă, Mișu, stai să vedem ce e acolo. Adina, da? Adina, da? Da-ți-mi de asta, mă, da! Mama, mama, suntem tare, că nu-mi place, că e! Cine a murit, a murit! Luminile! Luminile mele! Prințiile mele!
7 ani, dar de 7 ani și am avut zile să văd să trăiesc asta, mamă. Cine e omul biserică? Să mă duc acolo să le îngrijesc. Mama, ia! Nicole! Nicoleta! Andreea mea, prințesa! Prințesa mea, Tiro! Poate să grijă de eu! Tot la Andreea loc, Andreea. Andreea. Mă invers eu. Eu nu așa. Lasă numai doi timp mai bine. Haide, mamă, să luați masa să cap. Este astea faptul. Hai, fraților, pune mai aici. Vă rog, Hai, mama, e! Haideți, mama, e azi! Mama, ne ușit! Păi la frumusețea voastră trebuia să ne luminați. Hai, Nu mai pot,
Eu te-am zis, o soră mi-e mor patru, mă. Eu am patru băieți. Crescute de mine, eu le-am șters, eu le-am hrănit, eu le-am ținut, mă. Eu veneam de la Buzău, cu ce o prăjitură cu leu, erau bucuroase că le-am. Nu-i vorba, cinci materiale sau familia mea, cu ce se întâmplă voastră? Dar cu băiatul Matale a făcut treaba asta. Astea sunt viața mea. A avut de zimă? De ce, mă? Trăiește acum, mamă. Le-au murit pe toate, mă. De ce s-au treaba asta? El și iubita. Că crime din dragoste s-au făcut. Mă ascultă-mă, mândule. Putea să se omoare. Și pe vagina, mă iubea că nu putea să respire fără. Așa ai avut cu copii. Știți care-i treaba? Hai să vă spun o chestie. Omor pe nevastă, la ce crime de șoare astea? Și ea zice tot așa. Cum se ne poate nimba ta, așa și ne poate nimeni. Că sunt frate, mă zic, așa. Dă-mi explicația că dacă ești deștept. Da, cu fiul frate, mă rog, e prea mare gradul faptului. N-am venit cu ceata mea cu nimic. Am venit să văd cora mea și timp poate veni. Măi, frate, nu te înțelege pe tine. Omor pe tactul cu mâna mea. N-ați spus la volat atâția ani. Și bine să-și îngroape pata. Ce m-a manicat? Hai că nu-i cap frați. Da, șefule, da. Ce m-a manicat pentru mama mea, care trebuie să vină în pădurul și de-abia stă în picioare, mă. Da. Ce vreau copii. Da, sunt plăcării mă, dar mi-așa. Nu mai vedem. Cine nu l-a dat? Uitați-vă așa. Nu, dă-și-ți patru și de patru? Dacă vrei, mai spune din sub canapere, spune mafie. Hai de acasă, hai de mami, caca, să te faci pe ei, doamne. Când nu-i la așa, mama, te faci pe ei. Nu mai aduce, nu mai aduce, nu mai aduce, hai, vă rugăm, circulați, dacă vreți să le... O durere mai mare pe mă. Cine-i fraților? Ce să vă vorbesc? Cum se împăcau înainte? Cum erau? Mă, tata, a fost doi oameni care s-au iubit. Ce să zic? Dacă nu se iubea, nu avea doi copii. Da, dacă uite, nu se iubea, nu se înțelegea. A avut casă, casă. Nu ați văzut casa lui? Casa asta, casa. A avut casă frumoasă, a avut și trebuie. Până când bagă Dumnezeu de cază lui. S-a dus să facă și până și uite, 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 știu eu ce să vă zic. Nu știu ce să zic, tata. Le-ați văzut astăzi pe fete din nou, vi se rupe inima, cum sunteți? Păi cum să, cum, noi nu se vede cum suntem, mai avem glas, mai avem suflet, ne mâncare, ne dormiți. Și tu, uite, frații, cum să zic. Doar atât să vă întrebăm, era sora dumneavoastră, da? Îi știați de atât de mult timp, vă așteptați să se întâmple o asemenea tragedie? Niciodată. Ce știați? Cum niciodată. Se înțelegeau? În primul rând, suntem ei diferită, mă trageți? Ei, și nu știam casa lor, adică fiecare frate nostru ce-și frați, și nu aveam treabă, ne vizitam la o zi onomastică, la un chef, la ceva, la ceva genul ăsta, dar nu spunea mea, sora mea, ce probleme în casă, că nu, așa e omenesc, să nu se certe să ai probleme, sau eu, dacă am cu nevasta probleme, nu pot să-i spun surorii mele sau la frații mei, că să rezolv în familie, așa e omenesc. Altceva? Cum ați aflat? M-a sunat un coleg după stadiul de la un... Băiatul ciobanul la care m-a sunat un coleg, dormeam bicisit de la muncă eu, și m-a sunat și a zis că sora ta a fost înjunghiată. Da. Nu moartă, a zis că și m-am îmbrăcat și m-am stat la spital. Eu dormeam bicisit de la muncă dimineața eu, unde erau fabrici pâine el mic. Și m-am dus și acolo m-a aflat că e moartă, fata aia mare e moartă și aia altă mică e în operație. Ce merită cel care a făcut această faptă? Nu putem să judecăm pe nimeni noi în viața noastră. Eu nu pot să judec pe nimeni. Dumnezeu, cum ne-a luat? Ce pot spune? Că n-are oamenii nicio vină, nici măsa, nici tasul, nici noi, nici mama sau... Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat în casa lor și ești foarte bine. Eu nu pot să condamn nici pe Flori, nici pe maică, nici pe nimeni. A vrut nimeni să se întâmple așa. N-a vrut nimeni să treaba asta. Eu cu ce să spun acum? Că mă doare să spun că e sora mea și nepoatele mele.
sora mea cea mică, am crescut-o eu, am plimbat-o cu căruțul. Ce pot spun? Nu mai am cuvinte să mai vorbesc. N-am cuvinte ce spun. A fost poate între ei acolo, cine și s-a întâmplat? Mă să zic, ce să mă, eu n-am ce să spun. Toată părerea mea de suflet, sora mea și nepoatele mele, că când le văd aici, parcă s-a rupt cerul de mine, că am și o familie, am și o doi băieți, nu se există cuvinte de explicație. Toată țara buiește, toată lumea și în Italia s-a auzit, pentru ce? N-am fost acolo să știu ce s-a întâmplat între ei. Nu știu să vă spun cu exactitate. Domne, de ce cauză? Nu știu, e familia lor acolo și aia. Dar eu am ajuns la concluzia că trebuia să intri în bușcărie a doua zi și să o omoare cu toți. Altfel nu se explică altceva, nu se explică. Tai cu la poartă, mai că la poartă. Nu se explică nimic, altceva nu se explică. Până au țipa în legă. Sora dumneavoastră? Poftim? Că iubeam foarte mult. Le iubea și pe fete și el le iubea foarte mult. Le întregea ca pe obiect din cap. Dacă dumneavoastră aveți două fete, nu le iubiți ca părinte, ca bunic, ca ce de Dumnezeu acolo. Cum? Cum să-mi omoră preocupie? Dar ce am ușor că a fost drogat puțin, băiatul, și cred că din concluzia aia sau... Și a pierdut mințile că trebuia să le ia, sau să le aresteze. Nu, a fost drogat și ca să nu mai intri bușcărici, ne omorăm cu toți. Asta e ultima explicație, că altfel nu, că doar taxul era la poartă și mai exact. S-a auzit, nu putea să o mare trei persoane odată, în același timp. Dar de unde știți că era drogat? S-a auzit la analize, la vălărnic aici. Spuneți-ne și nouă, cum vă numiți? Lario Marus. Cunoșteați pe fete sau acum ați aflat de povestea lor când s-a întâmplat? Acum. Adică de când s-a întâmplat, dar nu chiar în clipa asta. Mai înainte un pic, da. Ce-am auzit? Cum vi se pare ce s-a întâmplat? Ciudat, urât de tot. Așa ceva n-am auzit. La noi în oraș s-a auzit așa ceva. Nu. N-ați auzit vreodată să se întâmplă așa? Niciodată, nu. Nu dăm și ar. Dar ce știți? De ce a făcut el o asemenea faptă? Ce-am auzit că pleca, îl lua iar la carge la pușcărie și probabil ea a spus că nu mai așteaptă. Ce-am auzit și eu zborurile astea? Sau fetele astea o așa? Nu, așa ceva. Orice ar fi fost pe lumea asta, așa ceva nu. Ce pedeapsă credeți că merită el? Asta legea spun eu. Legea, justiția știi că ce fel, nu știm noi. Nu. Ce v-a făcut să veniți astăzi aici? Nu știu, așa a fost prea emoționat. Ceva te las așa, fără cuvinte. Meritau fetele astea o așa soartă? Nu, vă spun sincer, nu. Dar ce ar merita cel care a făcut acest gest? Nu știu, moarte pentru moarte. Eu așa aș fi de acord. E prea dureros ce le-a făcut. Doamne, eu sunt din Brașov. Cum să zice, domnul? Ar merita pe cuvântul meu direct tranșat. Tranșat, cum a tranșat copiii ăștia? Am copii. Sunt din Vrancea. S-a plecat de la 100 de kilometri aproape, dacă vreți să mă credeți. De-abia m-a luat mașinile, am ajuns, m-am pus în fața unei mașini și m-a adus. Vă rog foarte mult, trebuie terminat. Ați venit special să... Special, soția mea se trage de aici, ea e din altă mamă, e neam de aici. Vă rog foarte mult, trebuie terminat. Am plecat să rămână.